actor și regizor Mihai Mălai Mare s-a născut la 27 august 1950 la Botoșani, unde a urmat școala primară și Colegiul Național August Treboniu Laurian. În 1969 este admis la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, secția actorie, pe care îl termină în 1973 ca șef de promoție. Alege apoi Teatrul Național din București, unde a jucat între anii 1973-1990 în piese precum Richard al III-lea de Shakespeare, regia Horea Popescu, 1975, A 12-a noapte de Shakespeare, regia Anca Ovanez, 1984. La același teatru semnează scenariul și regia spectacolelor Clovnii și Actorul. Este și absolvent tot la IATC al secției regie teatru în 1984, precum și doctor în istoria teatrului 1995. A fost profesor la IATC, secția actorie, între anii 1984-1989. Se remarcă în paralel prin rolurile interpretate în piese de teatru, la radio și televiziune, precum și numeroase filme. Dintre spectacolele de teatru de televiziune sunt de amintit Omul de Catifea, 1973, Regele Ioan, Evantaiul, 1974, Doctor Fără Voie, Marii Maestri ai Farselor, 1975, Omul cu Umbrela, 1977, Castelul din Carpați, 1980. A jucat și numeroase filme, Veronica, 1972, regia Elisabeta Bostan, Explozia, 1972, regia Mircea Drăgan, Filip cel Bun, 1974, regia Dan Pița, Grăbește-te încet, 1981, regia Geo Saizescu, Întâlnirea, 1980, regia Sergiu Nicolaescu, Secretul lui Nemesis, 1985, regia Geo Saizescu. La 24 mai 1990, Mihai Mălai Mare a ființat Teatrul Masca, singurul teatru de gest, pantomimă și expresie culturală din România, unde ocupă funcția de director, fiind de asemenea și regizorul multor spectacole ale instituției teatrale. Teatrul Masca s-a dezvoltat în două direcții, cea a teatrului de stradă, spectacole cu clovni, comedia de la arte, teatru medieval, statui vivante, și a jucat la Teatrul Masca în spectacolele medievale, clovni, mantaua, oina, scenariul și regia Mihai Mălai Mare, gardienii veseli, cabaretul națiunilor. Teatrul Masca a devenit cunoscut și iubit atât în țară cât și peste hotare, acest lucru datorându-se și numeroaselor turnee în Franța, Germania, Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Luxemburg, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Turcia, Albania, Macedonia. A scris cărțile maidane cu teatru, 1998, Demisia 2004 și Șansa 2007. A fost decorat în 2002 cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler. În 2008 a primit premiul Uniter pentru teatru non-verbal. La 9 iunie 2010, Teatrului Masca i-a fost atribuit Ordinul Cultural în grad de cavaler la categorie Arta Spectacolului, fiind confirmată astfel valoarea trupei condusă de Mihai Mălai Mare, precum și valoarea tipului de discurs teatral propus în spațiul teatrului românesc. La 1 iulie 2015, președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria D, Arta Spectacolului Teatrului Masca din București, cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la înființare, în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea și talentul puse în slujba artei dramatice, impunându-se atât în țară cât și în străinătate drept un veritabil ambasador al culturii românești.